Casa de la Vovidenia sau Casa de la Vânători Neamț adăpostește de 32 de ani Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu. Este una dintre cele mai mari, mai bogate și mai vizitate case memoriale din țară. Dar să începem cu un necesar istoric. Sadoveanu a locuit în această casă între anii 1944 și 1961. La Neamț, el a scris, printre altele, Oameni și locuri, Lacrimile ieromonahului Veneamin, Demonul tinereții, dar și Frații jderi, Nicoară potcoavă, Creanga de aur, Nopțile de sânziene și altele. Mai de seamă fapt este acela că, în integralitatea ei, opera religioasă a lui Sadoveanu a fost plăsmuită tot aici. Casa din imagini a fost construită în 1937 dintr-un fond constituit prin colectă publică de la enoriașii din Cernăuți. Banii au fost dirijați la Neamț de mitropolitul de atunci al Bucovinei, preasfințitul Visarion Puiu, cu care Sadoveanu se înrudea de altfel. Destinația inițială a casei a fost aceea de casă de oaspeți a mitropoliei Bucovinei. Relațiile lui Sadoveanu cu Biserica Ortodoxă se deterioraseră încă din 1936, când scriitorul aderase la francmasonerie. În 1944 însă, când casa de la Vovidenie, aflată în vecinătatea mănăstirii Neamț, dar nu și în proprietatea ei, ar fi putut căpăta o destinație imprevizibilă, după schimbările majore care se prefigurau în țară, Mitropolia Moldovei și Mănăstirea Neamț apelează tocmai la Sadoveanu. Acesta este invitat să locuiască în casă, scontându-se pe relațiile suspuse pe care scriitorul le avea atât cu puterea de atunci, cât și cu cea care se prefigura, puterea comunistă. Atât preasfințitul Nestor Vornicescu, dar și monografia Mănăstirii Neamț consemnează faptul că Sadoveanu s-a instalat și a locuit în casă, fără a se întocmi însă vreun act. Iar Sadoveanu, care în 1946 era președintele adunării deputaților, ajută Mănăstirea Neamț și să-și reia unele proprietăți secularizate de Cuza. După naționalizare, în 1948, Sadoveanu trece casa de la Vovidenie în inventarul Mănăstirii Neamț, care, la rândul ei, printr-un proces verbal, pune casa la dispoziția scriitorului. În 1964, la 3 ani de la moartea scriitorului, în casa de la Vovidenie se inaugurează Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu, în prezența unor personalități culturale românești, Perpesicius, Teodor Vârcolici, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Vladimir Străinu și a membrilor familiei Sadoveanu. Actualmente, în muzeu se află peste 70 de ediții princeps ale operei Ceahlăului literaturii românești, 21 de manuscrise și 31 de obiecte înscrise în patrimoniul național, între care o sabie de samurai din primele 100 de bucăți, dăruită de împăratul Hirohito al Japoniei, mareșalului Eremia Grigorescu și dăruită de acesta lui Sadoveanu. După această lungă, dar necesară introducere, ajungem și la aberantul conflict. Cel care vă vorbește este muzeograful Casei Memoriale Sadoveanu din Vânători Neamț, Ioan Babătă. Casa a făcut obiectul a 11 procese. Muzeul a fost spart de două ori de către instituțiile statului însoțite de cele ecleziastice. S-au emis pentru disiparea patrimoniului și pentru evacuarea acestui muzeu sub diferite forme, mai directe sau mai absconse. Deci s-au emis două ordine ministeriale, trei convenții, 9 decizii, 46 de adrese și ultimatumuri. Vă întrebați pe bună dreptate de ce se întâmplă toate acestea. Care este motivul pentru care Mănăstirea Neamț inițial, apoi și toate forurile culturii, vor să dispară Muzeul Sadoveanu de la Vovidenie? Inițial s-a spus că vor face o casă, un palat arhieresc sau casă de oaspeți pentru victimele dictaturii comuniste arhierei. După aceea au spus că vor face un muzeu Visarion Puiu. Comparativ, indiferent cât ar fi făcut Visarion Puiu pentru biserică și pentru spiritualitatea românească, nu îl putem compara sub nicio formă cu Sadoveanu, titanul literaturii române. După aceea s-a zis că vor face un muzeu de artă religioasă, icoane pe sticlă. După aceea, un muzeu comun Sadoveanu Visarion Puiu. În ultimă instanță, prin instanță, cer pur și simplu evacuarea muzeului pentru a fi lăsat în deplină proprietate.
prefectura județului Neamț, presată de Mitropolie Moldovei și Bucovinei, a scos casa din administrarea ei. La fel a procedat și Complexul Muzeal Neamț, dar și Inspectoratul Județean pentru Cultură. Când s-a luat această hotărâre, în 1993, prefect era tot domnul Alexandru Țibulcă. Iată care este opinia domniei sale acum la cel de-al doilea mandat în prefectură. Bine, eu am lipsit vreo 3 ani de zile în toată treaba aceasta și acum sunt informat că casa pleacă la... Deci casa rămâne al mănăstirii, iar muzeul, deci era lui Sadoveanu, pleacă la Pașcani. Și eu atunci, nu din răutate sau din orgoliu, am spus, eu sunt fălticenean și parcă am zis mai degrabă, duceți mobilierul la casa lui Sadoveanu de la Fălticeni și așa, acolo avem puține piese și parcă a stat mai mult în Fălticeni Sadoveanu decât în Pașcani. Dar se pare că am reapărut târziu în această funcție ca să mai pot bloca ceva. Îmi pare rău. Pe ce se bazează Mănăstirea Neamț când solicită dreptul de folosință pentru casa de la Vovideni? În 1939, Sadoveanu trece casa în administrația Mănăstirii Neamț. Ca Mănăstirea Neamț se poate face acel proces verbal din 1949, prin care este dată lui Sadoveanu, cu acordul Mitropoliei Moldovei și a Patriarhiei Române. Ce susține Mănăstirea Neamț neavând acte? Susține doar că această casă a fost, este și va fi a mănăstirii. Una. Susține că această casă a fost scoasă din inventarul mănăstirii în mod fortuit datorită neregulilor regimului de atunci. Dar există un ordin al Mitropoliei Moldovei, ordinul numărul 12630 din 1964, prin care casa de la Vovidenia este scoasă din inventarul mănăstirii și pusă la dispoziția Consiliului de Stat și Muzeului Literaturii Române. Așadar, în 1964, ordinul anulând procesul verbal din 1949, prin care Sadoveanu punea casa în administrarea Mănăstirii Neamț. Prin urmare, pare logic un fapt. Mănăstirea Neamț a avut în definitiv rolul de custode vremelnic al unei case construite din banii unor enoriași care nu se mai află între granițele țării. Casa, devenind instituție, prin transformarea ei în muzeu, trece automat în proprietatea statului. De altfel, există un decret, numărul 630 din 1964, privind succesiunea bunurilor familiei Sadoveanu, neabrogat, și care subliniază același lucru, adică dreptul de proprietate al statului român asupra clădirii și anexelor de la Vânători Neamț. Și totuși, bătălia pentru Casa Memorială Sadoveanu a continuat. Iată și explicația muzeografului Ioan Babătă. Și cum cam toate protocoalele astea se fac la mănăstiri, se fac la mitropolii, concediile mai marilor și mai micilor se fac tot pe acolo, sunt interese mult mai mari, directe sau absconse, pe care le știm sau care nu vrem să le recunoaștem privitor la evacuarea acestui muzeu și la tendința de a deveni o casă de oaspeți, fie pentru profesorii care vor străini care vor preda la Institutul Ecumenic Internațional, fie pentru alții, că la noi așa a fost din toate timpurile și probabil că nu vom scăpa. S-a apelat la unele personalități. De câte ori în vizite oficiale, pe care nu le poate contesta nimeni, a venit domnul președinte Iliescu în Neamț, lăsăm la o parte că, mă rog, a stat la Agapia, la Palatul Arhiereis de la Neamț, că protocoalele s-au făcut de către instituțiile ecleziastice, nu e treaba mea și nu pot să le contest și n-am de ce să le contest. Dar după fiecare vizită în care de fiecare dată în al preasfințitul Daniel Ciubotea a pus problema casei memoriale Sadoveanu, ea a fost prima revendicată dintre toate de către instituțiile ecleziastice și este singura rămasă, suntem singura instituție laică ce mai dăinuie pe teren bisericesc. Deci după fiecare vizită s-a profitat că s-a stat de vorbă cu președintele țării și au început demersuri, fie directe, fie absconse. De fiecare dată după aceasta s-a emis câte una, fie Prefectura Neamț, fie Inspectoratul de Cultură, fie Ministerul și așa mai departe. Vârful dramatismului, apogeul, punctul culminant a fost în 93.
s-a făcut un protocol de către forurile ecleziastice când președintele Italiei a vizitat România. Protocolul s-a făcut la Moldovița, fiindcă la noi răsuflă multe, cam știu cum s-a pus problema acolo, din nou asupra casei Sadoveanu. Și imediat, fără nicio lege, fără nicio noimă, fără nicio limită, instituțiile statului au venit. Se pare, se pare. Cine a fost de față la discuție a spus undeva și cumva că s-ar fi afirmat acolo de către înalte personalități că de fapt casa este dată forurilor ecleziastice și că este o slăbiciune a autorităților. Ei, autoritățile n-au mai fost slabe, atunci au venit asupra pârlitului de aici, au spart muzeul și s-au apucat să predea casa Metropoliei Moldovei și stăreției Neamț atunci. Și cum toate autoritățile județene au decis să cedeze casa Mănăstirii Neamț, iar numai muzeograful Babătă se opunea, s-a trecut la măsuri împotriva acestuia. Am avut desfăcut contractul de muncă. Am fost transferat de aici. Mi s-au otrăvit câinii de pază. Mi s-a secat iazul memorial. Practic, rămânând singurul care m-am opus evacuării acestui muzeu, demersurile s-au axat împotriva mea. În 90 muzeul a fost spart în două rânduri, dar despre o spargere nu vorbesc, fiindcă n-au vorbit nici cei care l-au spart. Așa. Și am făcut un act cam necugetat atunci, dar salvator. Dar muzeul a fost spart a doua oară după ce am făcut o grevă foame în semn de protest împotriva a tuturor actelor care s-au întocmit împotriva muzeului, a tuturor hotărârilor, deciziilor, convențiilor și așa mai departe. Muzeul a fost spart în 93, a fost spart de către o comisie. Povestea este lungă. Din comisia respectivă au făcut parte director general ajuns din Ministerul Culturii, consilieri ai ministrului, reprezentanți ai prefecturii, ai inspectoratului pentru cultură, complexul muzeal și așa mai departe. A fost complot și doctoricesc, dacă am putea zice așa. Eram printre a 17-a zi de greva foame, am fost internat cu glicemia 0,52. Între timp a venit o echipă de la complexul muzeal județean, o echipă de șoc în afară de comisia mare. Inițial au venit, în ziua precedentă, însoțiți de poliție. Atunci am reușit să fac față, m-am certat cu toți 46, nu le-am descuiat muzeul sub nicio formă, în sfârșit l-au spart după câteva zile. La această dată, Casa Sadoveanu face obiectul a două procese în contencios administrativ, unul la Curtea de Apel București și altul la Tribunalul Municipiului București. Ca noutate, în ultimul proces apare și Primăria orașului Pașcani. Ea se oferă, pentru a fi mai repede și mai ușor eliberată casa de la Neamț, să găzduiască o expoziție Sadoveanu în muzeul orașului Pașcani. Ultimele cercetări arată că Sadoveanu nu s-a născut la Pașcani, ci s-a născut la Verșeni. Dar tatăl lui Mihail Sadoveanu, Alexandru Sadoveanu, Cono Alecu, a fost avocat la Pașcani. Sadoveanu a făcut gimnaziul la Pașcani. Dar casa în care a trăit Alexandru Sadoveanu, tatăl lui Mihail Sadoveanu, că fiul Mihail a copilărit mai mult pe la Verșeni, pe la Nada Florilor, pe la Iazul lui Șomuz și așa mai departe, casa nu mai este în care a locuit Alexandru Sadoveanu. Muzeul acesta are statut de casă memorială. Ca să iei obiectele dintr-o casă memorială și se reduce într-un spațiu unde n-a stat Sadoveanu, este una, din punct de vedere memorialistic, nejustificat, din punct de vedere istoric, literar, neavenit, iar din punct de vedere legal, netemeinic. Desigur că o casă princeps ar trebui să fie acolo unde Sadoveanu a fost princeps, iar celelalte să fie case de tranzit, case de satelit, case care să amintească că pe aici a respirat maestru. Și după cât eu știu, Vânătorii Neamți reprezintă locul în care Sadoveanu a fost în cea mai mare deschidere demiurgică, ne-a dăruit cea mai mare așa posibilitate și bogăție de idei și de gânduri și de pagini pe care le-a lăsat nouă și
chiar dacă este o hotărâre de acum de nivel înalt, la care un interviu pe care eu îl dau nu poate cu nimic aduce modificarea acestei hotărâri, să nu se uite că totuși Sadoveanu a fost și la vânător. Deci așa cum fălticinenii nu uită că Sadoveanu a trăit în două locuri, în Fălticeni și a ridicat o statuie monumentală prin maestria lui Ilimescu, să nu uite că și la vânători. Nu înseamnă că dacă de la vânători se mută la Pașcani, la vânători hic sunt leones. Iar dacă profesorul Ciobanu, celebru pentru bunătatea lui, s-a exprimat tranșant totuși față de mutarea muzeului Sadoveanu la Pașcani, poetul Adrian Păunescu, membru în Comisia pentru Cultură a Senatului, se exprimă politic. Și deci trebuie evacuată amintirea lui Sadoveanu, dacă nu? Da. Da, sigur. Și dată la metropolie. Sigur că nu pot să fiu decât de partea lui Sadoveanu și amintirile. Dacă aveți un material impresiv cu această chestiune, vă rog să mi-l dați public în vremea și voi încerca de îndată ce se întâlnește Comisia de Propagandă, Comisia de Cultură, să facă bine și să-mi dea materiale și tragem o chestie serioasă și eu fac și la comisie, să-mi dea, pentru că 26 am comisie de cultură la Senat și voi pune problema acolo, vom invita pe cei de la Ministerul Culturii, vom încerca să... Consilierul șef al Inspectoratului pentru Cultură al Județului Neamț, actorul Cornel Nicoară, pe care n-am reușit să-l intervievăm decât telefonic, date fiind multitudinea de acțiuni în care e implicat domnia sa, a avut în primul rând o atitudine cel puțin curioasă, subliniind faptul că Muzeul Sadoveanu nu ține de Inspectoratul Județean de Cultură, ci de Muzeul Literaturii Române, de parcă subordonarea administrativă absolvă inspectoratul și pe șeful acestuia, om de cultură, de o atitudine. Ca om, ca simplu cetățean, ne-a declarat actorul Cornel Nicoară, nu este de acord să fie lipsit Județul Neamț de o valoare culturală ca Muzeul Sadoveanu. Ca șef al inspectoratului însă, domnia sa speră doar că noul ministru al culturii ar putea îndrepta lucrurile. Rămas singur să lupte pentru un bun de patrimoniu național, muzeograful Ioan Babătă e hotărât să apere Muzeul Sadoveanu împotriva oricărei evidențe. Îmi pare rău, nu vreau să intru în legendă, dar suntem în situația de a trăi o realitate, de a face noi istorie. Când nu ne mai ajută nici lege, când nu ne mai ajută nici stat, când nu ne mai ajută nici... Chiar istoria noastră se pare că nu ne mai ajută, ba chiar și-a rupt zăgazurile și legile, noi trebuie să facem istorie. Urmele noastre culturale, proiecțiile personalităților în spațiul culturii universale, trebuie totuși să rămână acolo unde au fost. Ele constituie legitimarea noastră în fața universalității, în fața timpului și chiar în fața conștiinței noastre. Dincolo de meschinăria și mercantilismul la care, din nefericire, se coboară uneori instituțiile ecleziastice, dincolo chiar de înalte rațiuni de stat, dincolo și de politica atât de schimbătoare, un vestigiu cultural trebuie să rămână ca un stâlp al dacilor liberi, ca o coloană infinită, acolo unde Dumnezeu a vrut să fie întâi.